Iată cum nu trebuie să fie un drum asfaltat. Cu apa carosada. Apa trebuie derejată cumva într-un șanț de scurgere pe margine, poate chiar unul subteran, dar așa îi bătaie de joc. Apa roade în asfalt, în trotuar, aduce pietre pe carosabil, pietrele astea sunt periculoase și pentru bicicliști, dar și pentru pietoni. Trece o mașină și de sub roată îi țâșnește o piatră din asta, întâmplă în ochi, în față sau în parbriz, în geamul altei mașini, în geamul unui magazin. Deci învățați cum nu trebuie făcut un drum ca la Peresecina. Bine că au pus denivelări și semnalizate din timp. Nu cum fac alții denivelări de mântuială. Dar cu apa pe mijlocul drumului nu-i bun deloc. Imaginați cum e iarna aici, când îngheață, apa se transformă în ghețuș, face noar. Și aici în vale face colecții de pietre. Popa adună să-și facă biserică nouă, mai mare, din pietrele astea, nu? M-am udat totul cu apa lor de pe carosada. Dar aici, în genere, e drum de țară și aduce tot noroiul la vale, fiecare ploaie. Nu știu unde e primăria, dar dacă nu claxona, că n-ai voie, sperie biciclistul. Aici undeva era o scenă, am văzut în centru. Deci probabil și primăria e tot pe aici. Alt drum asfaltat, fără canal de scurgere. Pietrele de pe margine spălate de ploaie și aduse în fața primăriei. Dacă e aici în centru primăria. Cel mai probabil drumurile astea locale sunt făcute de consiliul local, de primărie. Deci nu prea s-a deranjat ei să facă un proiect, să antreneze specialiști, făcut la prețul minim. Și calitatea e tot așa, ca la țară, centru de sănătate. Gratii foarte largi, dacă calcă un om acolo rămâne cu piciorul, un copil. Bine măcar că le-au făcut de alatul să nu nimerești cu roata de bicicletă, dacă erau paralele cu drumul. Și aici au niște gratii, dar sunt guste, astea sunt bune. S-au bătut cu tot ce vrei. A, cred că aici e primăria, cu nelipsitul bust al lui Ștefan cel Mare. Și ea ca primărie, Peresecionnaia, cu mătura. Nici în fața primăriei n-au canal de scurgere.
Tot vin apele prin fața primăriei, defilează. Apele de ploaie. Păi, dar dacă oamenii acceptă, nu știu la câte mandate e primarul, dar de atâția ani, dacă nu au schimbat, înseamnă că oamenilor le place. Și acolo tot așa, canal navigabil, la orice ploaie. Și aici oamenii adună nisipul să-și facă anexe. Balcoane, terase, sau măcar să-și pună trotuară în jurul blocului. Mai pui niște ciment și betonul e pe loc. Aici e nisip carosabil, nisipul ăsta la vreme uscată se transformă în praf, îți intră în ochi. Pumpariu că nu-i adunat, nu-i strâns. Deci iată ce se întâmplă cu drumurile făcute de mântuială. Canal navigabil. Putem investi în gondole de Peresecina. Nova Veneția. Wow, wow! Canal Grande. Strada Ștefan cel Mare, sau cum s-o fi numind asta, din centru. Da, Ștefan cel Mare. Scrie pe un gard. Canal Grande de Peresecina. Păi, dar oamenii sunt fericiți că nu-i glod. Că lângă o carare au făcut șanț de scurgere, dar pe lângă drum nu putut să facă. Bine că mai colectează uneori aici apa, dar uite ce groapă mare. Se nimerește acolo cu mașina, rămâi imobilizat. Pe lângă primărie. Și zici ceva de bine de domn primar sau doamna, cine o fie aici la Peresecina. Deci nu numai la Chișinău e așa. Aveți canal navigabil, a? Când scoateți bărcele, gondolele? Și faci tu, ui, pedalez și filmez și comentez și fac campanie electorală pentru Vers. Noi promitem să aducem schimbare. Atent, nu mă stropic și așa mă aude ploaia. Și faci tu, ui. Vreau schimbare, ia ca și fac. Încurajez și pe alții să facă ca Brega sau mai bine decât Brega. Pedalez. Campanie gratuită sau ieftină pe timp de pandemie, ca să nu mă ating de oameni, ca să nu iau carcalac și să nu-l dau mai departe, și ca să nu mă exprim numai pe internet și la televizor. Am aproape 200 de kilometri făcute într-un weekend, până la mama acasă și înapoi. Am ieșit la drumul principal. Acolo nu e așa inundat, acolo e construit de am de guvern, de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și tot așa. Dar aici unde a făcut primărie Peresecina sau Consiliul Raional Orhei, ia ca șei. Canal Grande.
Tare frumos! Și unde se duce apa asta? Pe alt drum. La o firmă de servicii funerare. În șanț. Atâta putem.